Ce, Maria, ți-au pus în dinte, ți-au pus în genghii Anastasia sau Veronica? Sau Mihaela? Maria a fost la dentist și a pus anestezie în genghii. Și zic, dar știi cum se spune anestezie în engleză? Anestezia. Seamănă foarte mult cu Anastasia, un nume care înseamnă Anastasia. Și iată, Maria stă cu Anastasia în buză. Și că, știi cum să explici că ți-a amorțit, iată, zona aia, ți-a amorțit buza? Folosim cuvântul nam, nam, ca și cum nam. Nam, nam, nam. Nam nimic, nam, nam nicio senzație, nam niciun, niciun simț. Nu mai găsesc că e cu B. Nam. Iată așa, Anastasia și nam. Nam Anastasia, asociem. Da? Da, da. Și chiar n-am și Anastasia.